Dumnezeu, din nou, iată aici, când am făcut acest trei nuclee, unul este mai populat, probabil a avut mai mult puiet căpăcit. Și să vedem în funcție de ce avem aici, eu am scos diafragma, fiindcă al patrulea compartiment l-am lăsat gol. În acel moment și acum vreau să văd după cum a construit fagurii. Aici avem mătcuța împerecheată, deci este împerecheată. Asta e rama de margine. Dar caut ouă. Și dacă putem să ne bucurăm împreună de împerecherea acestei regine. Dacă este împerecheată această regină, la albină, la cantitatea de albină care o are, va putea primi chiar două rame de puiet căpăcit. Și se transformă într-un roi. Acel roi care se vând pe internet sau cei care vând pe acasă. Da, văd ouă. E foarte bine dacă se văd ouă. Această ramă vine în parte. Să văd dacă aceste ouă sunt de ieri. De azi. Avem mătcuța, e aici, o matcă frumoasă. Am selectat și mătcuțele. Aici respect matca patru rece. E bine că a început să depună ouă, deci este împerecheată și putem veni cu puiet căpăcit. Cum am spus, are o cantitate mare de albine, o să-i dau o foaie. Dăm o foaie și o ramă cu puiet căpăcit sau două rame cu puiet căpăcit în funcție de cum avem disponibil. Da, pentru moment cred că fiind așa voinic, acest nucleu, o să-i dau o foaie și peste o săptămână o să-i dau o ramă cu puiet căpăcit, ceva de genul. Deci voi aduce o foaie deocamdată. Iată, am adus foaia. Și vom da o foaie. Evit să dau puietul căpăcit înainte să aibă puiet larvat. Nu mă grăbesc, îl mai las o săptămână până va avea și
și puiet larvar. Așa cum albinul sau să aibă de lucru cu matcă tânără, iată o reușită foarte frumoasă și aici. Și în mare parte e rezolvată situația. Mă bucur la reușitile acestea cu împerecerea. Nu ne s-ar bucura. Dar deciziile tot noi le luăm în funcție de metodele folosite. Bun. Iată, așa procedăm la un nucleu mai puternic.